Bună ziua, dragii mei! Astăzi discutăm despre mulțimi, și anume mulțimi finite și cardinalul unei mulțimi. Să facem cunoștință cu Andrei și cu colega lui Sara. Cei doi copii vor să meargă la colindat. Andrei și Sara fac o listă cu numărul caselor vecinilor unde vor să meargă la colindat și le scriu într-o mulțime. Mulțimea A, formată din elementele 12, 15, 27, 28, 35, 40 și 47. La câte case vor Andrei și Sara să meargă la colindat? Deci numărul elementelor din mulțimea A, adică numărul caselor la care vor Andrei și Sara să meargă la colindat sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 case. Ce înseamnă o mulțime finită? Mulțimile cu număr finit, adică limitat de elemente, se numesc mulțimi finite. Iată și niște exemple. Mulțimea globurilor din bradul împodobit acasă. Mulțimea cadourilor de sub acest brad. Mulțimea acelor, frunzelor din bradul de acasă. Sunt foarte, foarte multe, dar este un număr limitat. Le putem număra chiar dacă ne ia foarte mult timp. Mulțimile care nu au un număr finit de elemente, deci au un număr infinit de elemente, se numesc mulțimi infinite. Haideți să vedem și niște exemple de mulțimi infinite. Mulțimea punctelor de pe o dreaptă sau mulțimea punctelor dintr-un plan sau a dreptelor dintr-un plan. Să vedem ce este cardinalul unei mulțimi. Se numește cardinalul mulțimii A numărul elementelor din mulțimea A. Notație, card de A, avem mulțimea noastră A, numărul caselor la care vor cei doi copii să meargă la colindat, și în acest caz, cardinalul mulțimii A este egal cu 7. Să rezolvăm următoarea aplicație. Să-i considerăm mulțimea B formată din elementele n, unde n sunt numere naturale, cu proprietatea că 4 mai mic sau egal cu 2n minus 3 mai mic decât 11. Să adunăm pe 3 în fiecare membru acestei inegalități și obținem 4 plus 3 este 7, mai mic sau egal cu 2n minus 3 plus 3 se reduc, mai mic decât 11 plus 3 e 14. Împărțim cu 2 fiecare membru al inegalității și avem 7 împărțit la 2 este 3,5, mai mic sau egal cu 2n împărțit la 2 e n, mai mic decât 14 împărțit la 2 este 7. Dar n este număr natural. Deci rezultă că n va aparține mulțimii formată din elementele, deci numerele naturale între 3,5 și 7 sunt 4, 5 și 6. Asta înseamnă că mulțimea B este formată cu elementele 4, 5 și 6. Câte elemente are mulțimea B? Să determinăm numărul de elemente al mulțimii B. Păi observăm că mulțimea B are 3 elemente, deci cardinalul mulțimii B este egal cu 3. Mulțimea divizorilor unui număr natural. Dacă considerăm n un număr natural nenul oarecare, atunci notăm cu D indice n mulțimea tuturor divizorilor acelui număr n. Să vedem următoarea aplicație.
Scrieți explicit mulțimea divizorilor lui 24. Deci numerele care îl împart exact pe 24 sunt 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 și 24. La punctul B, determinați numărul elementelor acestei mulțimi. Deci observăm că mulțimea divizorilor lui 24 are 2, 4, 6, 8 elemente. Deci este un exemplu de mulțime finită. Deci cardinalul mulțimii divizorilor lui 24 va fi egal cu 8. Să vedem și punctul C al acestei aplicații. Scrieți următoarea mulțime enumerând elementele sale. Deci am văzut că divizorii lui 24 sunt 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 și 24. Noi în mulțimea C trebuie să găsim numerele naturale n mic cu proprietatea că x este egal cu 24 supra 2n plus 1, unde x de asemenea este un număr natural. Deci x este egal cu 24 supra 2n plus 1, trebuie să fie număr natural. Asta înseamnă că 24 se divide cu 2n plus 1, se împarte exact la 2n plus 1. Sau cu alte cuvinte, 2n plus 1 este un divizor al lui 24. Deci 2n plus 1 aparține divizorilor lui 24. Dar n este număr natural. Atunci, 2n plus 1, 2n este număr par, plus 1 devine număr impar. Deci trebuie să găsim în mulțimea divizorilor lui 24 numerele impare. E vorba de 1 și de 3. Deci înseamnă că 2n plus 1 poate să ia valoarea 1 sau 3. Deci 2n plus 1 este egal cu 1. Asta înseamnă 2n egal cu 1 minus 1. N egal cu 0. 2n egal 0, deci n egal cu 0. Sau 2n plus 1 egal cu 3. Înseamnă 2n egal cu 3 minus 1. 2n egal cu 2, dacă împărțim relația la 2, obținem n egal cu 2 împărțit la 2 este 1. Deci înseamnă că mulțimea C este formată din elementele 0 și 1. Dacă mai doriți să rezolvați, aveți aici următoarea aplicație. Cei doi copii vă mulțumesc pentru ajutor. Vă mulțumesc pentru atenție, pe data viitoare!